mai sunt colegi care mai vin ulterior, pot să, să intre pe parcurs. Am vrut să avem o discuție, așa cum am obișnuit încă de anul trecut, o discuție pe marginea bugetului municipiului Roman pentru anul 2018. În primul rând vreau să vă readuc aminte situația dificilă prin care va trece municipiul Roman în anul 2018 prin acea reducere a impozitului pe venit de la 16% la 10%. Municipiul Roman va pierde 9,3 milioane de lei noi, 3 miliarde de lei vechi, circa 2 milioane de euro. În condițiile în care bugetul de investiții al municipiului este undeva în jur de 1 milion de euro, vă dați seama că avem probleme pe partea de funcționare a primăriei, ceea ce înseamnă asigurarea cu utilități, energie electrică, încălzire la școli, iluminat public și așa mai departe, să ne cheltuielile materiale pe care le face primăria municipiului Roman. O primă decizie pe care am luat-o la începutul acestui an, împreună cu colegii mei din primărie, a avut în vedere reducerea cheltuielilor materiale cu 10%. Să încercăm pe cât posibil să facem economii din toate punctele de vedere. Și o altă decizie care a fost luată la sfârșitul anului trecut, prin prisma acestor pierderi de care vă spuneam, a fost acea majorare a impozitului cu 20%, care în momentul de față, să spunem, asigură echilibrarea bugetului. În continuare lucrăm și în aceste zile la identificarea unor surse de finanțare pentru a creiona și o listă de investiții pentru anul 2018 și vom încerca pe cât posibil, nu vom mai reuși la nivelul anilor trecuți, însă sunt convins că vom traversa această perioadă, vom reuși să gândim și o serie de investiții pentru municipiul Roman. În același timp, trebuie să ne onorăm și angajamentele pe care le-am pornit de anul trecut. Discutăm de acel program multianual de amenajare a aleilor și a parcărilor și cred eu că aici e un lucru care mă interesează și pe fiecare dintre dumneavoastră. E un contract care este în valoare până în luna mai a anului viitor. Deci vom mai avea la dispoziție anul 2018 plus 5 luni din anul viitor pentru finalizarea acestor alei și parcări pe care noi le-am propus pentru un total de 16.530 metri pătrați cu un strat și 17.910 metri pătrați două straturi. E vorba în total de 42 de parcări. Păi avem alea Crizantemelor, blocul 3 în spate, strada Smirodava, blocul 36A, strada Smirodava 2430, strada Smirodava 18, strada Smirodava 2A e deja realizat. Strada aceea Rosesi, blocul 10, Ciperca, deja realizat, alea Revoluției 13A, alea Revoluției 15A, alea Revoluției Garaje Piață, alea Revoluției blocul 2A în față, alea Liliacului, blocul 2-4, alea Iasomiei, blocul 6, strada Anton Pan, blocul 39, strada Roman Ușat, blocul 39-41, Ion Enescu de la Brad, blocul 1, Victor Hugo în față la magazin, Anton Pan, blocul 1-35, Sucedava, blocul 35, Victor Hugo la Biserica de Lemn, Miron Costin, blocul 2, Gloriei 35-11, Smirodava, blocul 23 în spate, Mirodava, blocul 21, Anton Pan, blocul 28, Alea Revoluției, blocul 9, la Cămașul, la Garnizoană, Bulevardul Roman Ușat, blocul 36 în spate, Tudor Vladimirescu, blocul 19-21, Fundătura Dobrogeanu Gherea, Roman Ușat, blocul 50, intrare din Walter Mărăcineanu, Ștefan cel Mare, blocul 10, Dobrogeanu Gherea în spatele Confecțiului Iena, Aprodu Arbele, blocul 5-7 în spate, blocul Bulevardul Roman Ușat, blocul 15 în spate, strada Cuza Vodă, blocul 7, strada Bogdan Dragoș 2B, Bogdan Dragoș la dispensarul numărul 7 în spate, strada Ștefan cel Mare 177, alea Revoluției, blocul 3,
strada Smirodava, blocul 2, e rezolvat și acesta. Strada Ștefan cel Mare, blocul 11, în spate, la telefonul vechi, e deja rezolvat. Strada Ștefan cel Mare, blocul 4, în spate, la poștă. Bulevardul Romanușat, blocul 33, fostul Rapăi, da? 3. Și Dr. Felix, blocul 1, fundătura Crizantemilor 1A și strada Uitus, blocul 2. Acestea sunt... Așteptați un pic, nu e în ăsta. Vine următorul program pe care îl gândim pentru un împrumut, unde vom mai realiza încă 800 de locuri de parcare și mai vin și acolo o serie de parcări. Deocamdată se lucrează. Numărul de mașini a crescut foarte mult la nivelul municipiului Roman și sunt convins că la nivelul fiecăruia dintre dumneavoastră problema cea mai stringentă este aceasta la locurilor de parcare. Însă, în ultimii ani, noi am reușit să ajungem la 3500 de locuri de parcare. Numai anul trecut am construit aproape 500 și vom merge mai departe. Propuneam în total și în acest program plus împrumut să mai ajungem la încă 1500. Ca element de noutate și o să vedeți în ședința de Consiliu Local de mâine, știți că de la sfârșitul sau de anul trecut încă am purtat discuții legate de tariful la gunoiul menajer. Mâine vom aproba în ședința de Consiliu noul tarif licitat în urma Zonii 2, zona Roman, știți foarte bine stația de transfer de la Girov, care a fost atribuit unei societăți, e vorba de Rosal. În urma acestei licitații, tariful va fi undeva la 6,40 lei per persoană. Știți foarte bine că de anul trecut, bună ziua, poftiți, de anul trecut am avut... Haideți să luați o cum să trebuie. De anul trecut am avut acele probleme majore legate de implementarea acelei taxe de mediu. E în continuare o activitate care este gestionată de Consiliul Județean. Din momentul implementării sau din momentul în care va începe să lucreze pe stația de transfer și de sortare de la cordon, va trebui cu toții să ne implicăm, noi, primărie, dumneavoastră, reprezentanții Asociațiilor de Proprietari, pentru a stimula și a ne crea acea educație către colectarea selectivă. Pentru că problema cea mai mare pe care o să o avem, începând 1 ianuarie anului viitor, este reintroducerea taxei de mediu, taxă care se plătește doar la ceea ce se depozitează la girul. Deci obiectivul nostru va fi ca până la începutul anului viitor să facem selecția de așa natură, astfel încât o cantitate cât mai mică de deșeuri, care nu mai poate fi recuperată, să o depunem la, să ajungă la Girov. Iarăși o problemă majoră care va fi, este legată de faptul că de la 1 ianuarie anului 2019, până când a fost prorogată această taxă, ea va fi în valoare de 180 de lei. Nu de 80 de lei, cum a fost anul trecut. De aceea, cu toții va trebui să facem efortul pentru a conștientiza necesitatea colectării selective. Sunt câteva etape preliminare și vreau să nu se înțelege că, începând cu luna februarie, trebuie să intre pe tariful nou. E un prim pas, aprobarea în toate consiliile locale din zona metropolitană, zona 2, zona Roman. Ulterior, se validează totul într-o ședință de Consiliul Județean și abia după aceea se trece la implementarea proiectului, deci undeva trecem noi încă 4-5 luni de acum înainte. Însă, certitudinea este legată de faptul că din momentul în care vom intra cu acest nou contract, vom avea și acest nou tarif. E foarte important de știut că va exista o obligativitate a tuturor cetățenilor de pe raza municipiului Roman să aibă contract pentru deșeuri,
Pentru că, în caz contrar, dacă refuză încheierea contractului cu operatorul de salubritate, operatorul de salubritate vine la primărie și ne dă lista cu persoanele care au refuzat să încheie contractul de salubritate și ulterior primăria are instituită o taxă specială care este de 15 lei pentru persoană, pentru fiecare persoană. Deci e clar un tarif mult mai mare decât dacă se încheie contractul cu firma de salubritate. Deci aceasta va fi o obligație pentru toți cetățenii de pe raza municipiului Roman să încheie aceste contracte cu firma de salubritate. Mai departe, în relația cu APA-Servu, am încercat și sperăm noi că am și reușit cel puțin prin schimbarea conducerii să găsim un dialog cu actuala conducere a companiei județene APA-Serv. Chiar dacă nu am reînființat încă la Roman acel dispecerat de noapte, am reușit să obținem un consemn la domiciliu a celor de la APA-Serv care sunt de serviciu în ziua respectivă. Și chiar dacă nu stau la un dispecerat, ei au obligația ca și după ora 7, știți că în trecut era până la ora 7, îți răspundeau la telefon. După aia, până la a doua zi, nu mai aveam nicio treabă. Vor fi disponibili pentru situații de urgență și în afara orilor de program, dar aici încă sper să vă mai pregătesc niște surprize, dar le vom aduce la conștiință la momentul potrivit. Ca principiu, dacă o să vă uitați pe bugetul municipiului Roman pentru anul 2018, o să vedeți o diminuare a bugetului general consolidat. Și aici va fi o scădere din două puncte de vedere. Pe de o parte, în ceea ce privește veniturile, de ceea ce vă spuneam mai devreme, circa 2 milioane de euro care nu se mai regăsesc în bugetul primăriei. Și, pe de altă parte, legat de faptul că salariile din învățământ au trecut din nou la Inspectoratul Școlar General, de fapt la Ministerul Educației. Nu reprezentau sume pe care primăria trebuia să le plătească din bugetul propriu, ci erau sume care veneau prin transfer de la Ministerul Educației și noi dădeam salariile mai departe la cadrele didactice. Începând cu luna ianuarie, această obligație a fost preluată de Ministerul Educației Naționale, drept pentru care, dacă anul trecut am avut peste 1000 de milioane la... sau 105 milioane la bugetul consolidat, anul acesta vom avea undeva în jur de 61-62 de milioane. Vă spuneam, mare parte din aceștia reprezintă salariile pentru învățământ. Încercăm pe cât posibil să acoperim toate tipurile de activități. Răspundem în continuare în această perioadă, cel puțin în ceea ce privește doborârea arborilor uscați. Acționăm în asociații de proprietari. Ulterior vom reveni în asociații pentru a face toaletări. Reprezintă o preocupare continuă pentru noi și, așa cum vă spuneam, finalizarea acestui proiect de realizare a locurilor de parcare, de modernizare a lor și, ulterior, din momentul în care vom avea avizul final pentru un împrumut, să trecem și la investițiile care privesc acel împrumut. Cam acestea au fost în mare ceea ce am vrut eu să vă prezint. Rugămintea mea în continuare am să vă dau dumneavoastră cuvântul, dar să-l avem strict pe dezbaterile pe buget, urmând ca la o dată ulterioară să facem o întâlnire comună cu cei de la Rosal. La ei va fi nevoie de formirea acelor acte adiționale și implementarea noului tarif. Și ulterior, când voi finaliza anumite discuții pe care le port încă de anul trecut,
vom veni și cu o altă discuție în fața dumneavoastră, dar îmi doresc să fie discuții tematice și să nu diluăm mesajul, în sensul a aduce amândoi operatorii de utilități și să-i luăm pe fiecare pe rând pentru a afecta aceste discuții. Așadar, dacă pe marginea bugetului sau a ceea ce v-am prezentat eu până acum, mai avem discuții din partea dumneavoastră sau propuneri. Vă rog. Bună ziua. Domnule primar, aș avea o sugestie, nu știu dacă poate realiza și la noi, vis-a-vis de buget, vis-a-vis de impozitarea clădirilor care sunt părăsite. Ar trebui ca la aceea să-i facem o mărire de 500%. Discutăm... Pentru o sursă, cum ați vrea, o sursă de... Da, da. Deci, dacă... Și aici bănuiesc că ne referim la cei care locuiesc la case, în primul rând. Nu, indiferent. Deci, o revendica proprietatea. Da. A plecat în Israel, în Germania. Și au locuiesc la casă și eu casă vă dau aparații. Da. Luat-o pentru teren. Am înțeles. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deja am discutat în acest an colegilor mei de la Direcția de Urbanism o inventariere a tuturor acestor imobile. Sunt anumite proceduri care trebuie făcute în prealabil. Anul acesta vom face toate procedurile, le punem în vedere să-și reabiliteze locuințele, în caz contrar, urmând a fi supraimpozitați cu 500%. Nu am problemă dacă nu vă supărați de reabilitarea termică. Noi am avut în plan, eu, la noi 4 blocuri, deci din Roma Mușat, E vorba de cel cu finanțare europeană, da? Da. Redepunem acum pentru cele 7 blocuri, redepunem documentația. În plus am adus un aloc celea 28 date pe Anton Pan. Da. Reabilităm și pe ăla. Au termen de repunere la finanțare europeană în sfârșitul lunii februarie. Deci le redepunem acele dosare. Mulțumesc. Vă rog. La august 2017 am trecut adresul la dumneavoastră, către metru 4-2017, vom beneficia și noi din bănci pentru Asociația 27. Asta a fost adresul 4, dar vă rog, pentru calitate, începând cu anul 2018, pentru, și pentru celălalt, parcări 56, 64 și aleia dintre blocul. Vom încerca pe cât posibil să facem și acest lucru. Știu de solicitarea dumneavoastră cu băncile, numai că la sfârșitul anului trecut n-am mai avut resurse financiare pentru a comanda bănci noi. Le-am comandat deja în această primăvară, urmează să intrăm să aducem și la dumneavoastră. Și sigur, unde mai sunt situații punctuale în asociații, de regulă, grupurile le-am cam rezolvat. Vom interveni ulterior pentru înlăturarea celor deteriorate și montarea de bărci noi. Deci e luată în calcul și asta, iar partea cu parcările vom intra pe împrumut. Mulțumesc. Situația că sunt foarte multe parcări în interiorul bloc. Vedem că sunt bani s-au luat, s-au pus la primărie, plătim taxa, dar măturător să facă curățenie. N-avem... Dar e de râs, Nu e de râs. Știți de ce văd? Pentru că... Femeie de serviciu la 4. Nu mai e secundanță, vă rog să vă întrerup. Și după aia reluăm celelalte întrebări. În momentul în care se încheie contractul de concesionare a locului de parcare, concesionarul are obligația de a întreține curățenia, de a îndepărta zăpada și de a face tot ceea ce este necesar pentru atenția acestui loc. E o obligație asumată prin contract. Noi întotdeauna am intervenit când a fost de dezăpezire. Am intervenit între blocuri și nu vă spun de câte ori n-am avut situația în care, normal, când trece plugul, lasă acea brază înspre mașină. N-ai ce face, nu poți să faci altfel. De multe ori ne-am trezit că toată zăpada era dată înapoi în carosare, în fratul loc, să fie undeva dus în spate. Unul termine plumb, aveți dreptate, am văzut și motocicleta aia. Da, ATV-ul, da. Dar în partea asta altă, nu ați părere la asociația. Există obligația concesionalului, a celor care are locul de parcare, de a întreține locul de parcare. Sunt de cum noastră. Da? Dar de ce nu cine verific? Păi dacă noi lăsăm miseria, eu mi-am văzut să fac. Sincer, pentru asociația, stăm la sigur. Dar timpul pierdut cu chestiile astea care nu sunt avem față domeniul public,
îl pierd în asociație. Din momentul în care ar trebui apoi e obligația proprietarului mașinii. Dar cine de zi pui la treabă? Dacă noi dacă lăsăm mizeria acolo, vă dați seama că mizeria asta nu știu. Pentru că vine, scoate din mașină, aruncă și de când e așa, haideți să chemați poliția locală. Avem în cadrul poliției locale control pe curățenii, fără nicio problemă. Tot legal, deci poliția locală, da. Va mai adică problema asta, de la trepte, de la Roman Bord, da, până la comandăria respectivă care mai cheamă acolo Luca. Da. Eu nu mai spun celălalt, nu putem trece pe trotuar. Mașinile sunt exact efectiv cât e trotuar. Da. Deci, acolo, vă opresc un pic și acolo, vom intra anul ăsta, suntem, acum realizăm proiect tehnic, vom intra anul ăsta, vom extinde acea parcare, în sensul în care vom putea parca și pe o parte și pe alta, și vom extinde și trotuarul în partea asta, astfel încât să putem să parcheze. Ce clar, n-ai voie să parchezi pe trotuar. Cetățeanul nostru merge prin... Deci, soluția pe care o avem noi e lărgirea carosabilului, dar și lărgirea trotuarului, astfel încât să mai acum, o poliție locală care are dreptul de amens pentru parcări, s-ar putea să dea la 2-3 și să liniștească. Ai zis prima dată să fac eu treaba ca și primar, să ofer condiții normale de parcare și după ce le fac și dacă se încalcă... Sunt de acolo, dar nu ne creați condiții să mergem la parcare. Vă voi crea. Copilul și cu necopilul. Vă voi crea condiții. În momentul în care asta voi reabilita toată acea parcare. Dacă ar fi cooperat cu subiție, ar putea trage un menor să vedeți și mie spre. Eu despre ce e vorba, identificată problema, am identificat soluția, anul ăsta nu veți mai avea probleme. Tot acolo, în zona respectivă, nu vine un lucru. De când a început cu oraș copilor, nu vreți când îți dă în cap, sunt coațele care sunt în buzunar, nu vreți clar, dar nu vreți mult. E un singur neon la mijloc s-a aprins acolo aici, știu ce e ca la urmă. Restul nu vezi, de la liceul Roman Bură, și până în cap, nu vreți să te vezi. Și nu-i o să văd exact. Oamenii gheață jos, alunică, se duc jos. Plus că soatele astea de buzunar, ca și unul mai părinte, că state peste tot, dar nu le-ar mine. Păi nu ai pânări legale, asta e problema. Zic ca idee să înțelegem cu toții. Din păcate, legislația penală nu prevede sancțiuni pentru minorii sub 14 ani. Am înțeles, da, păi. Noi le prindem, le dăm la Poliția Națională, Poliția Națională ia o declarație și următorul pas pe care îl face și am avut o discuție săptămâna trecută cu Comandantul Poliției Naționale. I-am întrebat, doamne, dar voi ați anunțat autoritatea federală, după fiecare dosar pe care deschidem, înaintăm către Direcția Generală de Protecția Copilului. Pârghiile la îndemâna lor, iară, sunt foarte reduse. E plasament în familie, plasament la familie extinsă, mătuși și așa mai departe, sau internarea într-un centru. Eu am spus pentru Poliția Națională. Poliția Națională. Vă dați seama că e și interesul meu, pentru că siguranța cetățeanului e în atributul meu până la urmă. Da? E normal că asta a trebuit să concretiți. Cum ai? Că noi ținem legătura cu cei care stau la mine. Nu ne bag în seamă. Poate că ați poate în felul ăsta trebuie atâtea probleme, le ridicăm și de poate nu le mai rezolvăm din ei. Am înțeles. Nu o să încerc să mă soluționez. Da, alea le aduc special odată numai Rosalul, ca să discutăm numai pe... Dar trebuie să-i atenționa și-și facă și datoria, pentru că nu și-o facă în primul. Cu siguranță de acolo. Cu ce? Banii ea, dar nu face o platformă. Omul vin într-o rețetă, oameni care sunt mai bune. Nu poate să iei dintr-o rețetă. Hai să vedeți. Da, mulțumesc. Dar pe marginea bugetului mai sunt discuții. Mă rog. Bugetul este mai scurt decât din urmă. Și probabil o să trebuiască întins să ajungă la toată lumea. Păi, încercăm. Problema este problema. Asociația de știință. Mai tare, domnul. Aia comunală. Așa. Au distrus toată baia aia. Mă doare pentru că vin și răspuns cu cine vine și aici are o casă și vine primăria.
toate geamurile din spate. S-au uitat, s-au tras cu ochi, o fotografiat, atât. Domnul Ioniță, domnul director, au venit, au măsurat în lume, hai să facem o parcare. Parcare era când în zona Baia, să spune mașină. Eu cum mă bădău din Ipoțea, să facem aici pe omul să mută și mi-a chinut în spațiu verde și ăla e ferenii din fotba pentru copii. Am vorbit și cu Bogdan, am vorbit cu mult, și nu vreau să mai spun. Și Dumnezeu mai trebuie făcut acolo, că s-au mutat invers. Nu mai bat în pereții de la Baia Comunală, bat în blocuri. Vă spart geamuri foarte multe la blocuri. Oamenii vin la asociație, eu știu, m-a pus blocuri. Mai ies unii, mai fugărește. Și acum sunt în partea primăriei. Sunt băieții care între timp au crescut în apartamentele de la blocul 3, care sunt în subordinea primăriei, eu sigur, vorbesc extraordinar de urât. Aici vă oper și nu sunt în subordinea primăriei, da, sunt în subordinea Consiliului Județean, Direcția Generală a Sănătății. Aici la Roman cine e responsabil? Și va din noi, da, nu de da, da, mergem la Romanița, domnul Dorită Măcariu. Da. Da, sunt el acolo. Partea asta, după care am preluat o clădire, dar Baia Comunală și foarte mântire pe cedat. Știm asta, că se întâmplă zi de azi. Da, e bună propunerea pe care la care nu cum am achetat. Și mai e o problemă, pentru că dacă totul îți vine domnul Ionel Ciocan, vă mulți că se vină la ședința. Vă spune la respectare. Eu am mai ridicat odată problema asta. Spunea lui, așa în linii mari, pot să mă părați cu oricine. Am modernizat, am făcut, iar eu am zis atunci, ați modernizat și mijloacele de transport ale dumneavoastră, așa, dar containere, locuri de depozitare, ăla-i focat de inspecție. Pe proiectul meu, dar știți cum e acolo la cordon, ați văzut containerele alea care sunt și care ați luate prin proiect și prin toate le concluie. Apropo și de selectarea gunoaielor. Și să selectezi acolo pentru și toate din bunii la un loc. Păi aici trebuie să ajungem noi. Păi nu, aici trebuie să ajungem noi și la fiecare gând casă, trebuie să avem trei punți cu noi. Nu mai avem mai una. Trebuie să avem trei. Trei punți cu noi în două portale. Păi nu, dar eu v-am zis că după implementarea proiectului o să avem pe fiecare pas. Și ne-a dus o supărat pe mine, dar toată lumea asta suferă. De ce aș vrea? Toți suferim, dar tocmai asta e și ideea, da? Deci, să avem containere pe fiecare, ăsta e și rolul proiectului. Vreau să se la bugetul ăsta mai însigurește careva, dacă și dumneavoastră au aceeași treabă și am înțeles că taxa se mărește. Sigur, se va mări de taxa și promovim cu promisiunea. Nu, dar nu. Sunt două lucruri total diferite. Da. Unul e tariful la deșeuri, da? Care se ilicitat, se va implementa începând undeva luna mai, iunie, anul ăsta. Am lăsat subiectul pe o parte. Taxa care vine, va veni începând cu 1 ianuarie 2019 și merge direct la guvern. Aia n-a nicio treabă nimeni. Și e calculată direct la giro. Adică la cantitatea pe care o depozitez la giro, la aia i-am pus taxa de 1,80 euro. Da. A fost o pupelă din aia, gen model vechi din cărămidă, da. În fața blocului 2. Ghena asta e dezafectată și da. Trecătorul folosesc cu altă formă, da. Și rugăm demolarea acestei ghene. Da, locul de aia am tot pasat. Da, referitor la gunoi, la selectarea gunoilor, noi ducem, deci majoritatea ducem select gunoiul. Da. Din altele amestecă, mai ales ăștia care culeg și duc parchezii carosalul, ei se ne plătească timpul. Și banii sunt niște bani. Pentru că ei folosesc după aia
vând no. plasticul... Deci, haideți să înțelegem un principiu. Deci, sunt de acord cu dumneavoastră până la un punct. Eu vreau să înțelegem cu toții un principiu foarte clar. De parte nimeni gândul de a fi apărătorul ăsta. Însă, generatorii de deșeuri suntem noi. Deci noi trebuie să plătim pentru eliminarea deșeurilor. Doi, obiectivul nostru este să avem un preț cât mai mic la deșeuri. Da? Și dacă vrem să avem un preț cât mai mic, normal că ai treaba lui. El, în momentul în care licitează acest preț, ia în calcul valorificarea deșeurilor. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că primăria are obligativitatea de a valorifica, începând cu anul ăsta, 25% din deșeurile pe care le generăm noi la nivel. Dacă nu valorificăm procentul 25%, avem o taxă penalizatoare de 150 lei de ton. Deci, obiectivul nostru e al tuturor de valorificarea acestor deșeuri. Sigur, prin intermediul operatorilor licențiați. Mai departe, mergem pe lângă interesul economic. Interesul nostru pentru a ne crea condiții de viață în Roma normale, da? Vrem o calitate a aerului mai bună, vrem să nu mai avem deșeuri pe stradă, pentru atunci și noi trebuie să ne implicăm să avem această colectare selectivă. Noi deșeuri din menajere aplicate și plătim și alea ar trebui făcut o centrală termică de... Nu, în momentul de față, în momentul de față, legislația nu prevede și toate fondurile care au venit, au venit pentru aceste depozite conforme, cum e cel de la Ceruș. Da? Deci ăla e făcut și ăla e gândit ca undeva pentru următorii 15 ani să primească deșeurile din județul Neamț. Vă dau exemplu din județul Vaslui, după noi la Brăila, sunt și multe alte situații în țară mult mai grave, dar știți, groapa de la Glina, deci probleme sunt și așa mai departe. Din păcate, problema asta a deșeurilor este o problemă general valabilă în toată Europa. Însă, trebuie să respectăm cu toții acest principiu, că noi suntem producătorii de deșeuri, trebuie să plătim pentru ele. De aceea, nu trebuie să vă limitați, pentru că noi, din păcate, producem și deșeuri de altă origine, nu numai din acele menajere. Un ambalaj de la, o electrocasnică, o hârtie, cumpărăm iaurt, avem ambalajul de plastic. Nu avem ce face, din păcate, suntem generatori de deșeuri. Faptul că, v-am zis, ulterior, operatorul, indiferent cum îl cheamă pe el, valorifică aceste deșeuri, e în interesul nostru a tuturor. Pe de o parte, a fiecăruia dintre dumneavoastră trebuie să plăti un preț mai mic la deșeuri, pe de altă parte și al primării, că nu vom penaliza asta. Trebuie să prevadă legislația aceste lucruri. Noi am plecat în Uniunea Europeană. Nu mai putem face ce vrem noi din capul nostru. Din păcate. Și nouă ne-ar convine. Vă dați seama, aș face aici la Roma cu centrală din asta, aș băga totul acolo și genereze energie. Sunt de acord. Dar uite că, din păcate, legislația nu ne lasă. Da. Vor fi pubele diferite. Pubele. După implementarea proiectului. Asta vă spun. Deci, în momentul în care vom intra pe proiectul nou, există obligativitatea ca la fiecare platformă gospodărească să existe cel trei tipuri de container. Pe culori diferite. Le dăm bele la țară, la țară sau la cei care locuiesc la case, le dăm bele. Da, trebuie să începem de undeva și trebuie să ne implicăm cu toți. Nimeni nu spune că la anul vor rezolva problemele, dar în 5 ani putem să ajungem. Da. Asta nu este. El, 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 el,
surprize frumoase, sper. Frumoase, da. Da, da. Și avantajoase. Așa. Pentru toată lumea. Toate sunt mai frumoase. Da. Da. Spuneți, vă rog. Ești costul de noi, mi-am luat de exemplu, În primăvară, știu, devastate, am dat deja, a făcut un inventar a tot ceea ce înseamnă mobilier urban și din primăvară intră la urmă. Iar ce mai pot face, pentru că sunt 1, 2, 3, 4, deci din capăt de la școala numărul 8 până la Bradu și pe parcuri și pe alta sunt în jur de 6 sau 8 ani personal. Deci cum este... Adică nu lângă bărci. Am înțeles, la stâlpi, la... Unul la un bloc și da. O să am rugăminte, eventual, poate faceți o adresă prin asociație și pot răspunde. Da, 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 o să facem cu colega și... Bine. Tu reveni la buget, totuși. Da. Adică, da, e buget, dacă mai sunt discuții. E buget, dacă mai sunt. Dacă nu, oricum, v-am promis că o să aducem o... O să facem o ședință cu ceilalți. Așa, întrebări mai sunt pentru Rosal. Da, da, e. Așa. Eu știu că acolo e problema cea mai mare. Rosal și Abasel. Și ea. Da. Spuneți, vă rog. Nu este legat de buget. Acțiunea de defrișare a copacilor uscați să se desfășoare în tot orașul. Da. Vă întreb din următorul motiv. La toți cei care sunt marcați. În baza Asociației 12. S-au tăiat copacii la școala 7, s-au tăiat pe Smirodava partea stângă, în direcția spre Abator, partea dreaptă n-au mai venit, au părăsit zona. Am înaintat în septembrie sau când am înaintat situația cu Abator. Rugăm pe domnișoara Angelaite să o caute în primărie unde este situația aia și ne dea o răspuns la Asociația 12 dacă suntem evidențiați și suntem luați în... Vă opresc un pic. S-au tăiat anul trecut, ce îmi spuneți dumneavoastră, dar anul ăsta deocamdată nu s-au tăiat. Nu, nu, nu. Ceea ce ne-ați cerut în septembrie să vă înaintăm, da. Probabil m-am gândit că o să faceți o situație la nivelul primăriei și o să începe acțiunea. Păi da, asta mă început. A, da, da. A început, da. Însă în zona pe care v-am spus-o, au fost acolo zilele trecute. Zilele trecute. Ieri, al altă, ieri au fost acolo. Pe dreapta, pe Smirodava, până la școala 7, pe stânga, până la Abator. A rămas acolo un quartal de... Deci, dacă sunt dintre arborii marcați împreună cu comisia de la Ocolul Silvic, tot ce este marcat se taie. Ceea ce nu este marcat, revenim în zonă pentru toale sale. Ceea ce v-am înaintat ca situație dumneavoastră, eu știu, dumneavoastră le înaintați, marcați, am indicat locul unde se găsesc. Bun, dacă sunt din noi, se finalizează. Prima dată. Vreau să vă dau răspuns dacă. Da, da, da. Pentru că domnul Bacoș, nu știu de ce am răspuns niciodată. Am rezolvat multe chestiuni mai fără între asociație și primărie, dar niciodată nu răspunde la telefon. Da. Bine, am făcut. Bun, rămâne la o dată ulterioară să vă comunic această direcție.